noi, de Ministerul Sănătății, cu siguranță vom face. Da, spuneați de lista de personal, chiar e o problemă? Da, este o foarte mare problemă, pentru că în momentul în care ai o multitudine de dosare, nu poți cere unui om fizic să lucreze mai mult decât poate. Și vedeam și un exemplu. În momentul în care evaluezi, uitați o procedură facea, tehnologiilor medicale, evaluezi un medicament, acesta intră pe lista compensată și în funcție de numărul de pacienți pe care îl accesează și care deprimesc criteriile de a primi acel medicament, valorile pot fi foarte mari. De exemplu, am exemple foarte clare. Deci responsabilitatea este foarte mare. Pentru că această echipă trebuie să se asigure că medicamentul introdus pe piață este și eficient pentru pacienții noștri. Deci este nevoie de personal în plus, personal care poate fi bugetat din veniturile proprii ale agenției. De aceea, acest act normativ în ceea ce privește restructurarea cuprinde și aceste aspecte. Da, e bine însă că lucrurile se mișcă. Mai am totuși o întrebare. Vorbea strict de Ministerul Sănătății. Vine sezonul... Credeți că vor fi probleme în această iarnă, de fapt, în acest început de iarnă? Noi am anunțat că primele doze de vaccin antigripal vor intra până în 15 septembrie și așa este. Primele doze de vaccin antigripal au intrat în direcțiile de sănătate publică, mai exact 90.000 de doze, doze care vor fi utilizate în prima fază pentru protecția personalului medical, care este primul expus la virus. În următoarea perioadă vor intra alte 400.000 de doze care vor fi distribuite de către direcțiile de sănătate publică medicilor de familie pentru a putea fi administrate persoanelor cu risc. Așa cum am precizat. Deci am început bine. Da, corect. Totuși o curiozitate, apropo de cele 400.000 de doze, ce i-ar sfătui Ministrul Sănătății din România pe români, apropo de vaccinul antigripal? În primul rând, aceste doze care sunt achiziționate de Ministerul Sănătății sunt cu titlu gratuit, dar doar pentru persoanele cu risc, adică personalul medical în primul rând și apoi bătrânii, bolnavii cronici. Am avut ocazia să aflu o serie de amănunte. Austria deține 1% din producția mondială de vin. Această producție i-a făcut pe austrieci să comunice mai mult cu vecini și așa s-au născut asociațiile. La început, austriecii produceau vinuri dulci, dar observând tendința globală, au trecut la producerea de vinuri. Deci, cramele au avut ca și tinerii au preluat afacerile și caută să aducă plus valoare din mers. Dar suntem pe strada voastră alături de Iris cu Cristi Minculescu, solist vocal. Strada ta la matinal, Radio România Actualități, 8:41 de minute este ceasul, într-o ediție de luni 24 septembrie 2018, iar eu sunt Cătălin Cârnă.